Stimați că încetă timp, bună seara. Haideți să discutăm despre cele mai importante evenimente din săptămâna aceasta. Cred că cel mai important eveniment este că, neca, ne-au scris aici băieță. Chiar o râs. Că am pierdut primul tur. Dar și eu eram în șoc ca atare. Eu eram acasă cu soția, copiii. Mă uitam la televizor. Mă uit la televizor că încolo eu câștig cu 96%. Zic așa, tot așa înainte. Am deschis șampanie, am buhnit prin casă, am spart o lustră. Zic, lasă, am plătit. Și vine cel mitel la mine, băiatul. Vine și îmi spune, tată, tată, Maia vigrala. Zic, care tvoia? Zic, tu ștergi muci. Du-te la grădiniță, te-ai îmbătat-o și te-am turnat și lui, mă leg de șampanie. Și când încolo îmi lămurește, nu, Maia Sandu vigrala. Zic, cum adică, mă uit la televizor, eu cu 96%, când încolo mă uit Accent TV. Zic, am înțeles. Ăștia arătau buletini de vot procesat. Ăștia sistemeu să arăte datele exacte. Ca nu cumva să mă duc acolo și să sar la bătaie. Schei las. Și iarăși mare tam-tam s-a făcut cu bunicuța aceasta din Italia, care o... Din Etulia. Italia, Etulia, tot moldoveni stă. Mare scandal că bunicuța a greșit când a ghicit în ouă. Ați că ouăle stricate, că cine știe, poate trebuie făcut dintr-un scrop. Bune glume. Și chiar m-a sunat zilele astea că era și ea supărată, că toată lumea i-a sărit în cap. Și îmi spune, domnule Dodon, de ce ați spus la toată lumea că eu v-am spus prostia asta și că eu am ghicit așa prostii? Zic, dar pașa ne-ați spus că ați câștig din primul tur. Și eu zic că nu, eu am spus că o să câștigați din primul turn. N-am înțeles, eu nu-i explicat. Noi că matale când ai fost la mine, noi am jucat șahmate. Într-adevăr, când am fost, bunica a scos o tablă de șahmate afară. Și zic că, domnule Dodon, matai să câștigi din primul turn. Și așa și-a fost. Că ei ne-au mâncat 3 pioni, eu cu nebunul i-am luat alți doi și pe urmă cu turnul i-am făcut șahmat. Zic că îmi cer scuză. Ei mi-au spus că, domnule Dodon, eu nu trebuie să ghișesc în ouă, eu mă uit în ochii dumneavoastră și îmi dau seama ca să pierdeți și în a doilea. Zic, foarte interesant. O zic că dumneavoastră mai degrabă câștigați turul Franței decât turul 2. Zic, las că și așa e bun. Eu fac sport. Mie îmi place. Au apărut acum și niște filmulețe cu o doamnă care punea ștampilă. Chiar într-un live, într-un reportaj la Jurnal TV. Și ea punea ștampile și toată lumea a spus că băbuța votează pentru Dodon acolo. Oameni buni, și cu voi? Păi și ne credeți proști sau și? Acolo se puneau ștampile anulat. Numai cu unde sunteți voi proști? Voi nu v-ați uitat că în partea cealaltă de cadru altă băbuță ștampila vot pe Dodon, la greu, bombea, cum s-ar spune. V-am ieșinit și aici. Uitați-vă cu ochii, nu cu... Aveți răspun eu. Și toată lumea face și mare scandal cu aceste autobusuri organizate din Transnistria. Oameni buni, despre ce vorbiți? Voi în diaspora, v-ați uitat ce se întâmplă? Oamenii se duc 1500 de kilometri să voteze. Voi credeți că asta nu e organizat? Credeți că un om sănătos trezește dimineața și se duce să voteze pentru țara lui? Liniștiți-vă, ăștia sunt oameni bolnavi. Acolo se plătește, fiecare vot e plătit. Nu mai spunem de cine. Liniștiți-vă. Și încă o întrebare, oameni buni. Cu cine o să votați voi în turul 2? Cu Maia Sandu? Dar voi știți cine e Maia Sandu, de fapt? Maia asta care îmblă la toate gay-paradurile și toate. Vă știți cine e? Voi ați auzit vreodată de civilizația Maia? Sau de calendarul Maiaș? Apoi dați-vă spun eu, că n-ați auzit. În 2012, calendarul Maiaș spunea că o să fie sfârșitul lumii. Cine era ministrul educației în 2012? Eu m-am documentat, eu știu. Maia Sandu. Acum, în 2020, ea candidează la președinte. Aici stai sfârșitul lumii, oameni buni. Pe 15 noiembrie. Apocalipsă. Nu mă credeți? Ați auzit că o să vreți să închidă țara?
Каста усфак. Я кштига леджерли, шадоа зенки дицара. Шадак вини свырштулу мичи не фачем. Вини апокалипса. Вини метеориту. Да ну сентем ку цара анкис. Анчарк сфуч. Да метеориту бати дисус. Да скапари жос. Ну сентем кер суд метеорит. Цара инкис. Ши фачец. Спунец вы. Ай сарь гарду. Лиништиц. Луадш вотац. Кукап. Și încă o chestie, vreau să vă spun vouă. Fiți atenți să nu dați porumbelul de mână, picioara de pe gard. Și apropo de asta, am un mesaj pentru toți porumbeii care mă susțin. Cine știe, înțelegi. Și fiți atenți, că am un mesaj pentru ciori. Car! 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 Și un ultim mesaj. Oameni buni, pe 15 noiembrie stați acasă. Lăsați să deam, ați facem noi tot. Voi deam, ați făcut. Ați ieșit în turul întâi. Ce ați făcut? Un c***.